Tu singur te-ai îmbrăcat? De ce? Că ești foarte colorat, adică, mi se pare așa, da, sunt îndrăzneț, ca să zic. Da, nu, eu așa m-am îmbrăcat. Așa ai simțit. Deci așa m-am îmbrăcat stilist. Deci am simt busul că după îmbrăcămintea asta, optimistă, în weekend, așa? O să avem vreme frumoasă, grătare. Mâine nu e chiar grozav. În weekend, duminică e superb, luni foarte bine, marți foarte bine. Păi, de weekend, mâine, păi, da, mâine nu e chiar grozav, mâine în centru, în nord, în sud-est și prin zone de munte mai vin niște ploi și pe la București s-ar putea să picure puțin. Mâine cad temperaturile. Deci astăzi au fost 29 de grade în Oltenia, la București au fost 28, mâine la București sunt 19. Cam răcorică. Și 21 de grade este maxima națională, undeva prin sud-vest. N-am ce să fac, asta e. Atât se poate, atâta le oferim și noi. Și vântul va bate cam nervos mâine, 55 de km pe oră la câmpie. La munte, la altitudini mari, va bate cu peste, în meridional în general, peste 90 de km pe oră. De fapt, înțeleg că sunt ceva furtuni, îmi zicea Cornel de la cameră, sunt ceva furtuni pe Europa, prin Germania. Astăzi s-a atins apogeul, 130 de km pe oră. Uriaș. Deci, chiar mult, foarte tare, bate vântul, probabil că se simte și la noi, dar nu atât de tare. Ca să facem, adică, un rezumat, vreme instabilă în weekend, mâine... Mâine, nu, doar mâine. După aceea, duminică e foarte frumos peste tot, nu mai sunt probleme. Temperaturile ajung cumva la normal, pe la 22 de grade, între 14 și 22. Luni se face foarte cald în Banat, unde sunt 26 de grade. Marți, tot așa, pe partea sud-vestică a țării, vor fi temperaturi de 26 de grade și în rest luni avem 14-26, marți 16-26, deci o să fie din ce în ce mai bine, ca să zic așa. Vine vara. Da, cumva, da. S-au venit. La București mâine 19, poimine 21, răst poimine 22, marți 22. Perfect. Deci, cam asta e despre vreme. Busu, hai să vorbim un pic despre vremuri. Hai, te rog. Te rog frumos, avem pentru tine. Ce? Ia, dăm un struguraș. Ia, iau și eu, ia un struguraș, ia să vorbim baba. De copiii din Tulcea. Ce cu ei? Nu știi? Nu. Oh, minorii care au vrut să jefuiască o bancă. Auzit. Deci minorii care au vrut să jefuiască o bancă. Nu le-a ieșit. N-au găsit nimic acolo, adică de asta nu le-a ieșit. Nu era nimic în bancă? Goală. În Isaccea, nu știu. Nu mai e, da, exact. Exact, nu mai e în agenția aia, nu mai era cash, nu mai era numerar. Mă, dar cum să-ți treacă, mă, când ești minor? Cum să-ți treacă așa ceva prin cap, mă? Busu, când erai minor, nu-ți treceau nebunii prin cap? Nu îmi treceau de-astea, mă. Îmi treceau de-alea să chinui o șopârlă, să, nu știu, alte prostii, tâmpenii și alea, bineînțeles. Dar nu, niciodată nu mi-a trecut prin cap să jefuiesc o bancă, mă, hai, mă, Cătălin. În ziua de Paști, oamenii s-au gândit că o să găsească bani acolo, copiii. Și uite că n-au găsit nimic. Da. I-a prins, i-a prins. Dar știi, 12 și 13 ani, de asta vorbim. 12 și 13 ani, fabulos. Fantastic. Cum se poate să ajungă niște copii de 12 și 13 ani să facă asemenea... Să jefuiască o bancă. Da, să jefuiască o bancă. Mă, eu cred că aici sunt probleme din familie, știi? Poate se uitau copiii cu părinții la Casa de Papel, știi? Adică... Mă, și fiica mea s-a uitat la Casa de Papel, aia mică de 11 ani, da? Nu a jefuit nicio bancă și nici nu are de gând. Iartă-mă, pe bune. Nici să Busu. Facă tâmpenii nu n-ai are de gând. N-ai să știi unde e acum. E, e acasă, da, să știu. Mergem la altă știre, Busu. Dacă știi că... Ajungem imediat și la cu granița, că la vreau să-l comunicăm. Am auzit de asta cu granița, dar nu știu cum e nu povestea. Știi? Nu, nu. Cum am văzut? Păi cum adică? Un ajungem. Fermier. Acum ajungem? Da. Așa un fermier. Da. Era cu tractor. Așa, unde? Și fără să știe, a mutat granița dintre Franța și Belgia. Cum a mutat omul? Păi era un bolovan acolo. A, era un bolovan? Da.
Și a mutat piatra de hotar, A mutat piatra de hotar, a mutat-o. Deci piatra de hotar era în calea tractorului. Fermiorul a mutat-o câțiva metri în teritoriul celălalt. El ce era, belgian sau? Știi aia cu belgian? Belgian, da, belgian era. Știi cu satul de belgian? El era belgian. Știi, mă, cu, da, e puțin, nu-l zic. Hai, hai zi, zi. Nu, hai, mă, Busu, nu, nu pot să-l zic, că e, zice lumea că sunt, de asta, cum îi zice, când, când nu-ți plac negri, cum, cum se numește? Am înțeles, da? Rasist. Rasist, nu, 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 nu-l zic. Nu, n-are deci importanță. Omul, fermierul, ce a făcut el? Deci fermierul Busu nu înțelegea cu tractorul, arab, semăna ce făcea, și a mutat piatra aia de hotar dintre Belgia și Franța, care era granița, a mutat-o câțiva metri mai încolo, a mărit Belgia un pic. A mărit Belgia, el era din Franța, probabil. Primarul oricum s-a bucurat, orașul e mai mare. Îți dai să, mai mare cu 7 metri, pă, hă, numai să nu iasă război acum. Aici e problema, să nu dar se supere. Dar cum ți se pare, mă, Busu? Mă, mi se pare aberant, adică cum să muți, mă, piatra de hotar? Dar cât de bolovan să fii cu tractorul tău? Adică nu vezi că e piatra de hotar acolo? Ce, Doamne, Maica Domnului, dă-o încolo, mă, de treabă. Era preocupat la muncă. Păi era preocupat, exact, cum a pățit prietenul meu, care, un amic care și-a luat niște tractoare din Olanda. Și a angajat români, că n-avea pe cine să angaje, a angajat români tractoriști să lucreze la câmp. Și a venit tractoristul să lucreze la câmp și tractorul s-a închis ermetic, s-a lăsat scaunul și i-a zis cetățeanului care era la volan, acum te culci, ești beat. Era băut omul, da. Și l-a ținut 3 ore închis în tractor, fără să pornească tractorul, nu se mai putea să pornească. Și l-a obligat să doarmă 3 ore ca să-și revină. Deci mi-a povestit prietenul meu din Bărăgan chestia asta, că a pățit chestia asta cu primul tractorist pe care l-a angajat, cu tractoarele cumpărate din Olanda. Da. Așa sunt aceste tractoare azi, cu senzori de beție. Și nu l-a lăsat să lucreze. Ce bun era, ce bun erau senzorii ăștia. Crește, te culcă. Ce bun erau senzorii ăștia de beție sau senzori care pot să detecteze dacă ai consumat substanțe interzise. Pentru șoferul din București care a fost oprit la Râșnov, da, de către un polițist. Așa. El fiind sub influența substanțelor interzise. Droguri avea. Da, exact. Da. A vrut să-i dea la polițist 500 de euro. 500 de euro, că la asta nu poți să refuzi. E, și polițistul a zis... Ba... E, polițistul a refuzat, da. Numai că discuțiile în mediul online sunt în felul următor. Păi de ce a simțit poliția nevoia să dea un comunicat de presă că polițistul a refuzat 500 de euro? Păi pe poliția a simțit nevoia să dea acest comunicat de presă ca să ne dăm seama că e un exemplu, na, ce să zic. Acum... Păi da, mă, Busu, dar nu asta e exemplu. Adică nu trebuie asta trebuie să faci, că te-a oprit polițistul, da, asta erai e, drogat, asta ia vreo 500 de euro. Asta de este, de fapt, locul comun. Asta este normalitatea. Și poliția nu a dat comunicat și toată lumea păi zice, de ce da, dăm? Na, poliția dă și ea comunicate ca să se dea mare. Hai, bă, că avem și noi unul dar de ăsta normal între noi. Avem unul normal. Busu, nu, sunt mai mulți. Sunt, bineînțeles că sunt mulți, dar... Faci chestia asta, dai comunicat de preț, e greșit, bineînțeles că e o aberație, când ăsta este locul comun, repet, asta e normalitatea, să refuzi șpaga. Da. Este normalitatea, oricât de mare ar fi șpaga, oricât de mare, că 500 de euro e o sumă corect, mare, nu e o sumiță, e o sumă. Uite că s-a refuzat. Frate, că na, așa e. Dar fii sincer, ai fost vreodată încercat cu 500 de euro să anunți că e mai cald, că are omul nuntă ceva? Să dai o știre de genul ăsta? Auzi, mă, la el, mă! Băi, Cătăline! Adică să nu să zic că domnul Busu lua 500 de euro să ieși de seară la știrile Pro TV, da, că e vreme frumoasă în weekend să-mi vină și mie oamenii la nunta lui fiul meu. Nu a venit nimeni? Poate să fie o idee. Când îl prindeți pe Busu... Păi prin... dar nu pentru mine, ideea e pentru aia care ar putea să facă chestia păi asta. Da, dar tu anunți. Băi, eu... Ți-ți dă zi de la institut de acolo că în weekend o să plouă și că o să fie dezastru, da, și tu citești invers. Băi, eu stau să mă mir că n-au venit ăștia să-mi dea sfeclă de la piață că
le-am zis că se poate scoate sfecla. Că mă întreabă, domne, cum e vremea săptămâna asta? Poți să scoți sfecla? Păi scoate-o, tataie, că e bine de scos sfecla acum, chiar e... Deci astea sunt din întrebările pe care le-am mai... Dar ce întrebări mai prime? Da. Mă întreabă exact și ce mi-ai zis tu, dacă în august poate să facă nunta lui fiică sa afară, să facă cort afară. Și eu zic, băi frate, e februarie, mă întreb, da, august, ești nebun la cap? Oameni nebuni, adică cum să-l întreb pe om cum va fi în august, în februarie? Păi el ar trebui să știe, da, exact. Că el e frate cu Gheorghe Dracu, ar trebui să știe, da. Dar tu ești frate cu autoritate. Eu nu sunt frate cu nimeni, eu n-am, am o soră, atât. Dar nu asta este ideea. Ce m-au mai întrebat? Dacă să-și pună tablă pe casă... Da, asta, da, mi se pare tare asta. Pentru că dacă venea ploaia, trebuia să aibă tablă deja pusă și dacă ploua, era cam greu să o pună, deci era într-o dilemă omul. Dacă să scoată sfecla, asta am zis, asta cu nunta, cam astea sunt întrebările. Așa au venit două din Târgoviște când eram la teatru și m-au recunoscut. Și mi-a zis, vai, noi suntem feblețea dumneavoastră, domnul Busu. Am zis, bine, dragă. Foarte bine. Busu. Sunteți, da, chiar sunteți. Mă, a fost drăguț, ce să zic. Îți mulțumim. Și cu nenea ăsta care a vrut să dea șpagă, tataie, las-o cum a căzut. Nu mai încerca. Că uite, da, există... Am întâlnit și polițiști normali. Vezi? Busu, îți mulțumim mult că ai trecut pe eu la noi. Eu îți mulțumesc. Să ai sănătate multă, un weekend frumos și te mai așteptăm cu mare drag. Sănătatea, să știi că de multe ori depinde și de tine. Corect. Nu te iert. Eu tot timpul când am ocazia am să zic chestia asta. Perfect, Busu. Da. Ești minunat, arăți foarte bine. Da, tu ești cam și... negruț, așa, cam negruț. Dar e subțiază, bine și ne, da, da, subțiază. Perfect. E bine. Mulțumesc, la revedere. E pup, Busu.